În primul rând, va face Consiliul Județeanul Ministerul Culturii, pentru că, după cum știți, acest model este să vă mai Consiliul Județean. Și Consiliul Județean, de-aia am plăcut domnul vicepreședinte, a luat toate măsurile, inclusiv angajarea unei case de avocaturi pentru continuarea acestui Până acum nu s-a luat. Se putea pierde. Nu știu dacă se putea pierde, pentru că nu sunt decât la primele încăsiștere, așa că nu pot să... E de aproape un an. Decizia asta se va lua la minister. Eu nu voi face decât o analiză documentelor și voi informa conducerea ministerului pe ceea ce am găsit aici. Decizia se ia mai departe decât să se caracterizeze ministerul. Și ați verificat, practic, legalitatea acului de vânzare-cumpărare? Da, vedeți, avem copii și este la prima citire, deci nu pot să spun ceva. Dar categoric, acel act a fost făcut în 1976 și sunt trecute și sumele. Este trecută semnatura proprietarului? Da, da, pe actul care l-a găsit. Este și un act cu semnătură care a fost băgat de familie. Nu știu de ce, dar face să cred că a fost tendință de fals aici. Cine trebuie să vă anunțe că există un proces pe rol? Cine se face responsabil pentru? În primul rând, noi avem o direcție în teritoriu care ar fi trebuit să știe și ea trebuie să anunțe la minister. Când acum și... Păi când au aflat? Păi procesul este de aproape un an. Ați aflat acum o săptămână, așa? Da. Deci, ar fi trebuit să știe mai de mult. Nu știu motivele pentru care ei n-au știut. Se va lăsa și cu sancțiuni în teritoriu? Să vedem dacă se fac vinovați, poate, dar deocamdată nu. Suntem la prima întâlnire cu cazul, așa că n-am... Cei care vor prelua procesul vor face toate verificări. Deci vă spun, acest obiect este în patrimoniul Muzeului de Artă Craiova, care muzeul aparține Consiliului Județean. Noi, ca minister, vedem legalitatea respectării legii patrimoniului din România, protecției patrimoniului. Și de-aia venim să aflăm datele de la sursă și după aceea vom se vor lua decizii. Vei permita cumva și obiectele pe care nu mă știu în partea de vot?